Proverbele, capitolul 29. Un om care se împotrivește tuturor mustrăilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se mulțesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea, înveselește pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele, risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită, o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate să o priceapă. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci, după adevăr, își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nu iaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se mulțește cei răi, se mulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătarea sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar fericit de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiesc mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl respecti din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi. Psalmul 141. Doamne, eu te chem, vino de grabă la mine, ia aminte glasul meu când te chem, ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Nu-mi abate inima la lucruri rele, la fapte vinovate împreună cu oamenii care fac răul. Și să nu mănânc din ospețele lor. Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi este binevenită. Pedepsească-mă, căci pedepsa lui este ca un de lemnul turnat pe capul meu. Să nu-mi întorc capul de la ea, dar rugăciunea mea se va înălța într-una împotriva răutăților. Când li se vor prăvăli judecătorii de-a lungul stâncilor, atunci vor asculta cuvintele mele și vor vedea că sunt plăcute. Cum se brăzdează și se spintecă pământul, așa ni se risipesc oasele la gura mormântului. De aceea, către tine, Doamne, Dumnezeule, îmi îndrept ochii. La tine caut adăpost, nu-mi părăsi sufletul. Păzește-mă de cursa pe care mi-o întind ei și de piedicile celor ce fac răul. Să cadă cei răi în lațurile lor, în timp ce eu să scap. Psalmul 142. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul, învărs necazul înaintea lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea lui. Când îmi este mâhnit duhul în mine, tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște, orice scăpare este pierdută pentru mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către tine strig și zic, Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii.
Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de toți cei ce mă prigănesc, căci sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță, ca să laud numele Tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine. Psalmul 143. Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele, ascultă-mă în credincioșia și dreptatea Ta, nu intra la judecată cu robul Tău, căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea Ta. Vrăjmașul îmi urmărește sufletul, îmi calcă viața în picioare la pământ, mă face să locuiesc în întuneric, ca cei ce au murit de multă vreme. Îmi este mâhnit duhul în mine, îmi este turburată inima în lăuntru meu. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările Tale, cuget la lucrarea mâinilor Tale. Îmi întind mâinile spre Tine, îmi suspină sufletul după Tine ca un pământ uscat. Grăbește de mă ascultă, Doamne, mi se topește duhul, nu mi-ascunde fața Ta, căci aș ajunge aici ca cei care se pogoară în groapă. Fă-mă să aud dis de dimineață bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalț sufletul. Scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne, căci la Tine caut adăpost. Învață-mă să fac voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Pentru numele Tău, Doamne, înviorează-mă. În dreptatea Ta scoate-mi sufletul din necaz. În bunătatea Ta nimicește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți potrivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul Tău. Psalmul 144. Binecuvântat să fie Domnul, stânca mea, care îmi deprinde mâinile la luptă, degetele la bătălie, binefăcătorul meu și cetățuia mea, turnul meu de scăpare și izbăvitorul meu, scutul meu de adăpost care îmi supune pe poporul meu. Doamne, ce este omul ca să iei cunoștință de el, fiul omului ca să iei seama la el? Omul este ca o suflare, zilele lui sunt ca umbra care trece. Pleacă cerurile, Doamne, și pogoară-te, atinge munții ca să fumege, fulgeră și risipește pe vrăjmașii mei, aruncă-ți săgețile și pune-i pe fugă, întinde-ți mâinile de sus, izbăvește-mă și scapă-mă din apele cele mari, din mâna fiilor celui străin, a căror gură spune neadevăruri și a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă. Dumnezeule, îți voi cânta o cântare nouă, te voi lăuda cu alăuta cu 10 coarde, Tu care dai împăraților biruința, care ai scăpat de sabie ucigașă pe robul Tău, David. Izbăvește-mă și scapă-mă din mâna fiilor celui străin, a căror gură spune neadevăruri și a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă. Fiii noștri sunt ca niște odrasle care cresc în tinerețea lor, fetele noastre ca niște stâlpi săpați frumos, care fac podoaba caselor împărătești. Grânarele noastre sunt pline și gem de tot felul de merinde, turmele ni se înmulțesc cu miile, cu zecile de mii în câmpiile noastre, vițelele noastre sunt prăsitoare, nu-i nicio pagubă, nici robie, nici un țipăt pe ulițele noastre. Ferice de poporul care stă astfel, ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Psalmul 145. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și mărimea Lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările Tale și să vestească isprăvile Tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției Tale și voi cânta minunile Tale. Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărimea Ta. Să se trâmbițeze aducerea aminte de nemărginita Ta bunătate și să se laude dreptatea Ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare,
îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările lui se întind peste toate lucrările lui. Toate lucrările tale te vor lăuda, Doamne, și credincioșii tăi te vor binecuvânta. Vor spune slava împărăției tale și vor vesti puterea ta, ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea ta și strălucirea plină de slavă a împărăției tale. Împărăția ta este o împărăție veșnică și stăpânirea ta rămâne în picioare în toate veacurile. Domnul sprijinește pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei încovoiați. Ochii tuturor nădăjduiesc în tine și tu le dai hrana la vreme. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Domnul este drept în toate căile lui și milostiv în toate faptele lui. Domnul este lângă toți cei ce-l cheamă, lângă cei ce-l cheamă cu toată inima. El împlinește dorințele celor ce se tem de el, le aude strigătul și îi scapă. Domnul păzește pe toți cei ce-l iubesc și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvinteze numele lui cel sfânt în veci de veci.